Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, am avut două capitole pe tema leprei și, trebuie să recunoaștem, a fost destul de rău. Dar iată că lucrurile se înrăutățesc aici, în capitolul 15. Astăzi auzim tot mai mult despre poluarea atmosferei, a apei, a mediului din jurul nostru. Dar există și o poluare a sufletelor, a minții și a întregii noastre ființe. Aceste răni purulente sunt extrem de contagioase și ne descoperă grozăvia păcatului umanității. Natura umană este o hazna care dă pe afară și un canal colector al tuturor necurăților. Ea este coruptă și la rândul ei corupe, este întinată și întinează. Acest capitol ne pune în față o glindă în care putem vedea natura umană. O singură privire este de ajuns pentru a nu mai găsi niciun motiv de lauda omului înaintea lui Dumnezeu. Am putea crede că lepra era boala cea mai gravă, dar de fapt nu era nici pe departe la fel de contagioasă ca scurgerile trupești. Iată ce spune Dr. Laker, o autoritate în acest domeniu despre lepră. Lepra este provocată de bacterii minuscule, numite bacile ai leprei, care pot fi văzuți numai la microscop. Bacilul a fost descoperit în 1873 de către un doctor norvegian pe nume Hansen. De aceea, lepra mai este numită și boala lui Hansen. Bacilii sunt prezenți în număr mare în pielea unui anumit tip de pacienți bolnav de lepră. Ei trec de la acești pacienți la pielea oamenilor sănătoși, în principal prin atingere directă. Ei pot intra în piele prin mici răni sau zgârieturi și rămân să trăiască și să se înmulțească acolo. Numai pacienții infecțioși, care au mulți bacili în piele, pot să răspândească boala. Mulți pacienți nu au deloc bacili în piele și deci nu pot transmite boala și la alții. Baia frecventă, spălarea hainelor, păstrarea curățenei casei sunt factori care ajută la prevenirea bolii, pentru că mulți bacili pot fi îndepărtați cu apă și săpun înainte de a intra în piele. Cel mai important lucru este să se evite contactul direct, atingerea cazurilor infecțioase de lepră. Bacteriile nu sunt purtate de aer sau de insecte. Nu există nicio dovadă că lepra s-ar răspândi și în alte feluri. Dar nu este exclus ca, în cazuri rare, lepra să se transmită prin alte mijloace decât contactul direct. Puteți folosi hainele, salteaua, uneltele și alte obiecte ale pacientului fără niciun risc dacă sunt spălate cu apă fierbinte și se pun și au stat la soare cel puțin 24 de ore. Vizitarea pacienților nu prezintă niciun pericol. Puteți să dați mâna cu ei, dar trebuie să vă spălați pe mâini după aceea. Nu există niciun motiv să vă temeți de lepră dacă respectați aceste câteva măsuri preventive, ne spune doctorul Leica. Lepra era o boală care nu putea fi ținută în secret prea multă vreme. Avasa încet, dar până la urmă ieșea la suprafață. Scurgerile trupești puteau fi păstrate secrete pentru toată viața. Acestea reprezintă viața gândurilor omului, precum și păcatul, clar. Avem aici natura omului care este ascunsă. Nimeni altcineva nu știe despre ea. Nimeni altcineva nu știe ce este în inima noastră, în cele mai tainice colțuri ale ei. Și totuși, acest păcat ascuns sau secret poate fi transmis altora. Câțiva oameni de seamă au scris câteva gânduri despre păcatul secret al omului. Nu văd niciun păcat făcut de altul pe care să nu-l fi putut comite și eu, spune Ghiote. Fiecare om își cunoaște părticica din el însuși pe care nu îndrăznește să o împărtășească nici celor mai dragi prieteni, ne spune Samuel Johnson. Du-te la pieptul tău, bate acolo și întreabă-ți inima ce știe, spune Shakespeare. Seneca spune și el, de ce nu-și mărturisește niciun om vicile? Pentru că nu s-a lăsat încă de ele. Numai un om treaz poate spune ce a visat. Blestemul păcatului a afectat puterea omului în propagarea rasei. Omul nu poate să aducă pe lume altceva decât ceea ce este el. Fiindcă este păcătos, și urmașii săi sunt tot păcătoși. Însuși, izvorul rasei este poluat. Multe din aceste scurgeri trupești sunt în legătură cu organele reproducătoare. În cea mai mare parte sunt bolvenerice. venerice. Pângărirea și necurăția care merg mână în mână cu păcatele sexuale sunt absolut dezgustătoare. David a strigat către Domnul și a spus în Psalmul 51 Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Zidește în mine o inimă curată, spune el în versetul 10. Pune în mine un duh nou și statornic. Astăzi, oamenii vorbesc despre o nouă morală, este interesant că tot de aceleași boli vechi dau și cu această nouă morală. Frecvența bolilor venerice crește într-un ritm alarmant, atins chiar proporții epidemice. Pentru că așa lucrează păcatul. Așa lucrează păcatul și îi fură omului bucuria mântuirii sale. Pare ciudat că Dumnezeu vorbește atât de mult despre un subiect atât de respingător. Cu toate acestea, el îi oferă omului o perspectivă completă asupra nelegiuirii păcatului. Citind acest capitol, avem nevoie să ne amintim cuvintele Apostolului Pavel din Romani, capitolul 15, versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângăierea pe care o dau scripturile să avem nădejde. Dar să intrăm acum în abordarea propriu-zisă acestui capitol și prima lui parte ne vorbește despre necurăția bărbatului. Este însă foarte interesant de observat cui se adresează Dumnezeu mai întâi. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis, ne spune primul verset din capitolul 15. În capitolul 14, unde era vorba despre legea cu privire la lepră, Dumnezeu i s-a adresat numai lui Moise, dătătorul de lege. Aron, în calitatea lui de mare preot, este o imagine profetică a marelui nostru preot, Domnul Isus Hristos. Numai Domnul Isus Hristos poate aduce mângăierea și poate da pricepere celui aflat în necaz. Și tot el este cel care arată îndurare și își revarsă harul față de cei nefericiți. Marele nostru preot nu poate fi atins de păcatul nostru, dar el poate fi mișcat de slăbiciunea noastră, pe care o înțelege perfect, pentru că a fost ispitit în toate lucrurile la fel ca noi, fără să fie găsit păcat în el. Să continuăm. Vorbiți copiilor lui Israel și spuneți-le. Orice om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat. Din pricina scurgerii lui este necurat. Fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o oprește, este necurat. Acest limbaj expresiv ne dezvăluie cât de necurată dezgustătoare, respingătoare și deplin coruptă este natura omenească. Puroiul păcatului se revarsă din inima omului. Îl putem vedea și în jurul nostru. Nu putem veni în contact unii cu alții fără a vedea un efect unii asupra altora. Și acesta pentru că natura omenească nu este numai coruptă, ci și corupe la rândul ei. Noi ne influențăm unii pe alții. Tu străiești viața ta în mine și, la rândul meu, eu îmi trez viața ta în tine. Nu poate fi altfel. Ești un predicator chiar dacă nu-ți dai seama de lucrul acesta, pentru că predici prin chiar viața ta. Natura omenească are capacitatea de a corupe, din cauza că este păcătoasă. Chiar și omul născut din nou poartă în el firea sa cea veche. Ascultați ce spune Domnul Isus Hristos în cuvintele consemnate de Matei, în capitolul 15, începând cu versetul 18. Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Este uimitor cât de mulți oameni sunt interesați astăzi de ceremoniile religioase. Dar, deși participă la aceste ceremonii, inima lor este la fel de întinată ca totdeauna. Toți avem o astfel de inimă până ce nu este spălată de sângele lui Iisus Hristos. Iacov spune acest lucru într-un mod foarte practic. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moarte. Apostolul Pavel a strigat plin de deznădejde. Știu că nimic bun nu locuiește în mine. Rana provocată de păcat poate fi vizibilă sau invizibilă. Poate fi sângerândă sau purulentă sau poate să nu apară deloc la suprafață, dar este prezentă. Necurăția avută în vedere în acest capitol este cea din gândurile omului și cea a păcatelor secrete sau ascunse, ascunse pentru om, nu și pentru Dumnezeu care le cunoaște pe toate. Tot în Psalmul 51 David spune în versetul 6: dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Acest fragment ar trebui să-l zmerească pe omul mândru și să arată cât de dezgustător este în lumina prezenței lui Dumnezeu. Ascultați ce spune David puțin mai devreme, versetul 4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta. Și fără vină în judecata ta. Dumnezeu sublinează de foarte multe ori în cuvântul său cât de nelegiuit este păcatul. Citiți, vă rog, fragmentul din Cartea Ezechiel, capitolul 16, începând cu versetul 1 până la 13, pentru a vedea acolo cum arată Dumnezeu poporului Israel că nu are niciun fel de virtuți sau calități atrăgătoare, fiind cu totul și cu totul dezgustător înaintea lui. Ei erau pângăriți. Și genealogia lor era rea. Să citiți capitolul 59 din cartea Isaia, unde profetul spune: Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Aceasta este starea noastră a tuturor. Dar să ne întoarcem la capitolul 15 din Levitic. Orice pat în care se va culca va fi necurat și orice lucru pe care va ședea va fi necurat. Cine se va atinge de patul lui să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Cine va ședea pe lucrul pe care a șezut el să-și spele hainele, să se scalde în apă și să fie necurat până seara. Cine se va atinge de trupul lui să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Orice lucru pe care se așează, orice lucru pe care îl atinge cel necurat, devine necurat, este contaminat. Dumnezeu este preocupat de viața privată a fiecărui om din poporul său. Legea lui atinge zonele cele mai neînsemnate ale vieților lor. El veghează până și asupra somnului lor. Bărbatul cu o scurgere necurată contamina patul în care dormise și până și visele lui erau necurate. Multe persoane își petrec nopțile fără somn, rememorându-și păcatele cu plăcere plină de pofte. Pe Dumnezeu le interesează la ce ne gândim când punem capul pe pernă. El vrea să controleze gândurile noastre. Iată ce spune Pavel filipenilor în capitolul 4, versetul 18. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin epafrodit ce mi a trimis. Un miros de bună mireazmă, o jerfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Acestea erau gândurile care îl preocupau pe Pavel. Întotdeauna el vedea lucrurile cum le vede Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl interesează persoana ta. Îl interesează persoana ta când te întinzi în pat să te culci și când te scoli ca să umbli. Îl interesează ce atingi. Când ne așezăm pe un scaun și purtăm o discuție cu cineva, pe Dumnezeu îl interesează conversația noastră. Vedeți, Dumnezeu este interesat în fiecare detaliu al vieților noastre pentru că ne iubește. Dar răspândim noi virusul poluant? De asemenea, pe Dumnezeu le interesează afacerile și contactele noastre sociale. Contactul fizic dintre cel curat și cel necurat duce întotdeauna la transmiterea infecției la cel curat. Dragii mei prieteni, nu este posibil să veniți în contact cu oamenii sau chiar pur și simplu să mergeți pe stradă fără să fiți întinați. Auzim tot timpul înjurături, vorbe urâte, vedem tot felul de înscrisuri pe pereți, afișe, reclame, fotografii. Suntem întinați în mod constant. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și să ne mărturisim păcatul pentru a fi curățiți de Domnul nostru. În cele din urmă, toți avem această lepra a păcatului, aceste rând deschise, aceste păcate ascunse. Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Orice pe care va călări el va fi necurată. Cine se va atinge de vreun lucru care a fost sub el, va fi necurat până seara. Și cine va ridica lucrul acela să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Cine va fi atins de cel cu scurgerea și nu-și va spăla mâinile în apă să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. Orice vas de pământ care va fi atins de el să fie spart și orice vas de lemn să fie spălat în apă. Acum ajungem la o secțiune în fața căreia s-ar putea să vă simțiți dezgustați, dar care nu poate face decât să ne arate încă o dată hidoșenia păcatului prin contact. Regulile precedente erau legate de purtarea în casă, dar acum se referă la contactul pe stradă sau într-un loc public. Unele din acestea sunt contacte accidentale. Ne se întâmplă adesea următorul lucru. Ne aflăm pe stradă sau într-un loc public, și auzim cum o persoană cu mintea murdară începe să spună tot felul de cuvinte profanatoare și blasfemii. Credinciosul se simte murdar, pângărit după ce pleacă din locul acela. Și chiar este pângărit. El are nevoie să fie spălat. De aceea este atât de important să rămânem ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați cuvintele Domnului Isus: Dacă nu te spăl, eu nu vei avea parte deloc cu mine. Cuvinte consemnate de Ioan, în capitolul 13, versetul 8. Sunt cuvinte adresate lui Petru. Aceasta înseamnă că nu putem avea părtășie cu Domnul Isus dacă nu suntem spălați de El. Tot în Ioan, în capitolul 15, de această dată, versetul 3. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Sau în capitolul 17, versetul 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Iată cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Să revenim la Levitic. După ce va fi curățit de scurgerea lui, omul acela se numere șapte zile pentru curățirea lui, să-și spele hainele, să-și scalde trupul în apă curgătoare și va fi curat. În ziua opta să ia două turturele sau doi pui de porumbel, să se ducă înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii și să-i dea preotului. Preotul se aducă, unul ca jerfă de ispășire și celălalt ca ardere de tot. Și preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului pentru scurgerea lui. Aici sunt introduse din nou apa și sângele. Sângele înlătură vina păcatului și apa îndepărtează pata produse de păcat. Duhul Sfânt trebuie să aplice jertfa lui Hristos la păcatele ascunse care există astăzi în viața noastră. Dragul meu prieten, Vezi tu ce este descris prin toate acestea? Este un capitol sordid, am putea spune, dar trebuie să recunoaștem că este o imagine a mea și a ta. Trebuie să ne mărturisim păcatul și să fim curățiți de păcatele noastre ascunse. Mărturisirea este foarte importantă în acest lucru. Psalmul 32, versetul 5 Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile, și tu ai iertat vina păcatului meu. Din nou, Levitic. Omul care va avea o scurgere a seminței în somn să-și scalde tot trupul în apă și va fi necurat până seara. Orice haină și orice piele care vor fi atinse de scurgerea lui vor fi spălate cu apă și vor fi necurate până seara. Dacă o femeie s-a culcat cu un astfel de om, să se scalde amândoi în apă și vor fi necurați până seara. Este evident aici că este vorba despre o boală venerică. Aceste boli au devenit epidemice astăzi. Dumnezeu ne avertizează cu privire la bolile venerice, pentru că pe Dumnezeu îl interesează procreerea și înmulțirea rasei. Dumnezeu i-a dat omului acest dar pentru binele și inspirația sa, de aceea și oferă atâtea avertizmente. El vrea să avem grijă de trupurile noastre. Omul este mereu în pericolul de a denatura ceea ce Dumnezeu i-a dat cu scopul de a fi experiențele sale cele mai alese. Domnul Isus ne spune că trebuie să evităm dorințele necurate și gândurile pline de pofte, pentru că acestea constituie un păcat. Iată cum sună aceste cuvinte cu privire la curvie în Matei, capitolul 5, versetele 27 și 28. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești? Dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. În felul acesta ajungem acum la un subiect delicat, curățirea femeii. Femeia care va avea o scurgere și anume o scurgere de sânge din trupul ei să rămână șapte zile în necurăția ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seara. Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăției va fi necurat și orice lucru pe care va ședea ea va fi necurat. Aceste versete se referă în mod evident la necurățirea femeii din timpul ciclului ei normal. În acest timp, ea era despărțită de prietenii ei și de cei dragi. Era tratată la fel ca un om lepros. Pare o măsură neobișnuit de severă. Singura explicație pe care o putem da este că aceasta ar fi urmarea căderii în păcat din grădina Edenului. Pedeapsa era moartea, Omului se amintește începutul său rău și faptul că nu are cu ce să se laude înaintea lui Dumnezeu. Omul păcătos nu poate produce decât păcat. Dar mai sunt referiri și la scurgeri anormale. Sunt date reguli pentru despărțirea ei de restul cunoscuților, și ni se spune că patul pe care dormea femeia în cauză, precum și toate lucrurile pe care le atingea, erau contaminate. Ne este explicat apoi și jerfa pe care trebuie să o aducă după ce era curățită de scurgerea ei. Dragii mei, acest fragment ne ajută să înțelegem mai bine starea femeii cu o scurgere de sânge de 12 ani care a venit la Domnul Isus să fie vindecată. Legea interzicea contactul cu semenii săi, dar ea l-a atins pe Domnul Isus. Legea o alungase din templu și din închinarea publică. Harul Domnului nostru a vindecat-o și el a lăudat credința ei. Domnul Isus este izvorul curățitor al necurăției din inima omului. Iată ce ne rezervă încheierea acestui capitol. Așa să depărtați pe copiii lui Israel de necurățiile lor, ca să nu moară din pricina necurățiilor lor dacă pângăresc cortul meu care este în mijlocul lor. Aceasta este legea pentru cel care are o scurgere sau este întinat printr-o lepădare de sămânță în somn, pentru cea care este la curgerea de la soroc, pentru bărbatul sau femeia care are o scurgere, și pentru bărbatul care se culcă cu o femeie necurată. Păcatele sexuale sunt principalele păcate avute în vedere în această încheiere a capitolului referitoare la scurgerile trupești. Se referă la bolile venerice, moartea fiind pedeapsa pentru neascultarea de această lege. Păcatul ascuns nu este un lucru lipsit de importanță pentru Dumnezeu. El nu ignoră păcatele secrete ale credincioșilor. Pavel este foarte specific în această direcție. În cuvintele adresate corintenilor în prima epistolă, capitolul 3, versetul 16, spune Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Continuă apoi, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acel îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Noi îi aparținem lui Dumnezeu și suntem temple ale Duhului Său cel Sfânt. Abuzul asupra acestui templu poate fi un păcat care duce la moarte. Neascultarea poate să fie și în această zonă a păcatelor secrete. Dragii mei, este minunat faptul că Domnul Isus a adus vindecare și iertare în această lume coruptă, în această lume contaminată. Să apelăm dar la El, pentru că El este vindecătorul nostru. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.